Ne aflăm în Biserica tuturor Sfinților, Biserica Parohiei Luduș III din Protopopiatul Luduș, Arhiepiscopia Ortodoxă Română de Alba Iulia. Sunt preot aici de 21 de ani. Biserica a fost începută de predecesorul meu, de fost coleg al meu, fost coleg de facultate, de an, care, din păcate, s-a dus prea devreme spre veșnicie. Am luat biserica de la 8 metri înălțime, ziduri, și am adus-o până aici. Biserica este începută, piatra de temelie a fost pusă de preafericitul părinte Teoctist în anul 1995, și până în 1999 s-au făcut lucrările pe care vi le-am spus. Din 2000 încoace am reușit să înălțăm, să facem bolta, să facem turnurile, să mergem spre finalizarea lucrării. De 3 ani, suntem în 2022, din 2018, mai bine zis, din 2019, am început pictura la biserică, pictura în frescă, pe care am terminat-o anul trecut, cu eforturi maxime, cu prea puțin ajutor acordat din partea, mă rog, a Consiliului Local și așa, dar biserica a fost făcută cu efortul, majoritatea cu efortul credincioșilor din parohie. Am avut câțiva sponsori care au stat alături de noi, câțiva prieteni ai noștri și ai bisericii, și am ajuns în situația aceasta că la 9 octombrie 2022 să facem sfințirea bisericii după tradiție, în al preasfințitul arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, va veni să sfințească biserica noastră. Deci este importantă sărbătoarea Învierii Domnului. Este importantă pentru că alta mai mare și mai importantă, că ea nu există, semnificația ei. Este răscumpărarea omului din păcat. Începând de la Adam, cel care a făcut primul păcatul strămoșesc, și până în zilele noastre. Este sărbătoarea reînvierii. Prin jertfa sa, Mântuitorul Iisus Hristos i-a ridicat pe cei drepți din Vechiul Testament din robia păcatului, i-a reașezat pe treapta pe care trebuie să fie fiecare creștin, treapta cea mai înaltă de frate al lui Hristos, de copil al lui Dumnezeu. Asta suntem noi, suntem copiii lui Dumnezeu. Și despre sărbătoarea Învierii putem vorbi mult, mult și alții mult mai bine, dar sărbătoarea de suflet, asta este. Ne-a reînviat pe noi, ne-a reașezat pe noi pe treapta pe care am căzut. Adam cel vechi a făcut păcatul și după învățătura creștină, Adam cel nou, care este Iisus Hristos, s-a jertfit pentru păcatele noastre ca să ne reașeze pe noi pe treapta pe care am căzut noi.